Salut lume, sunt Rafael și astăzi avem un nou gameplay, din păcate fără Victor care se ocupă de Black Ops 2. Îl avem în prim plan pe Real Dreamers, căcănarul serverului, se poate spune și așa, cum vreți, vedeți pe fața lui de coca largă, nu știe prea multe. Eu creșteam liniștit și ce să zic, s-a băgat repede că face pe șmecherul. Păi am un mesaj pentru el. Asta, să iau camera asta. Măcar să cresc și eu. Am un mesaj pentru el, este o haimana, nu pot să-i zic altfel. În general nu insult oamenii, dacă când unii sunt prea proști pentru a trăi, recurg și la asta. Stai să omor întâi camera asta. Astăzi este un event de XP cu 120% în loc de 50%. Cred că o să... Banu. M-a salvat Bill. E event de XP 120% în loc de 50%, așa că de ce să nu mai facem niște level? O să urmeze probabil și al treilea, pe... Deci dacă tot prostul ăla stă pe acolo... A lăsat puțin camera goală. De ce să ne omoară? Adică ce, el se bagă peste mine și eu nu peste el? Păi ce-i asta? Din păcate pe metin sunt mulți ratați de ăștia. Sunt foarte șmecheri în fața tastaturii, probabil înjură, scui pe ecranul, cine știe ce fac. Dau peste unul de level mai mic și gata, sunt mari. Mari... interesanți, nu știu ce se cred. O, level 50, perfect. Vreau să fac un 61, dacă se poate, nu știu. Nu bag șamanca în grupă, că... nu mai cresc prea bine. Și... nu știu, țelul nostru e să facem iteme cât mai bune, să fim cât mai buni. Nu e neapărat level 105. Eu personal aș vrea acolo un 90. Un ninja așa de 90 respectat. Cu iteme bune, că până la urmă ăsta e scopul, să te distrezi, nu să mori. La calculator. Da, dacă o să o țin tot așa, probabil la 61 nu o să mai fac nimic fără camera full. Mă rog, regenerarea, cum vreți să-i spuneți. Trebuie neapărat inele de XP, se vede. O, deja s-a dus și buff-ul. Pardon. Dacă aș putea, aș face și 65, cine știe. Bine, nu o să filmez până atunci, pentru că durează ceva și nu pot să țin un let's play de, nu știu, 2 ore. În 65 așa să pun și eu niște dragoane, că astea sunt bune, dar damage-ul e destul de redus. A, nu știu unde a plecat ratatul ăla, dar bine că a plecat. Ca să crești eu ca lumea. Oricum nu-mi plăcea fața lui. Mi-a duce așa aminte de butelia pe care o foloseam la aragaz când nu aveam țeavă de gaze. Bine, diferența e că aia era albastru. Albastru. Și măcar avea ceva înăuntru. Gaz. Cred că tura asta o să mor, sau... m-a salvat Bila. Asta a fost... aproape. Hai. E stresant așa că ninja o omoară destul de greu, dar... merge. Adică se putea și mai rău. Da, să vedem că a zis ceva. Gata. Da, Victor se pregătește să facă un live stream că atinge prestigiu maxim pe Black Ops 2, deci probabil o să aveți, mă rog, când o să fie urcat gameplay-ul ăsta, let's play-ul ăsta, al lui va fi de mult acolo, dar
Mă rog, știți despre ce vorbesc. Dar mă enervează cum se duce paful ăsta așa repede. Ah, foarte frumos, camera e destul de plină. Sperăm că nu mă omoară. Până la 55 e complicat. Dar măcar prinde... aici cred că mor. Ba nu. Bă, ce rezistent e ninja ăsta. Dar cred că s-au dus apel. Da, câteva s-au dus. S-au dus și criticat. Colțul ăsta e buguit. Mă rog, buguit. E nașpa. Te blochezi dinainte să ajungi la el. Urât cum pică lumina lunii așa greu. Cred că o să vină, nu știu, într-o săptămână, depinde când mai bonus o să vină un video cu itemele, pentru că deja am făcut un oțel destul de bun, de fapt două cuțite de dragoane. Mă rog, încă sunt în lucru. Pix floarea mi-a luat-o pe mersi, chiar căutam floare globoțel să-mi fac rou, că e prea scumpă la magazin. E măcar banii se fac aici. Cam puțin. Dar și ce să zic eu mai mult? Da, caie serii. Păi, cred că ați avut și voi o grămadă de probleme cu caie serii și pe ro și pe private. Brusc pe ro, când a devenit caiesul legal, nu mai puteai să crești, ce să zic. Se băga unul peste tine și, da, la ei depinde. Dacă nu e ilegal, înseamnă că poți să-l facă, dar... Te gândești și tu așa, bă, omul ăla se chinuie acolo, mă bag și eu peste... Cred că o să mor. Sau nu. Mă bag peste el, îmi bag joc. E o chestie de respect, nu mai mult. Sau măcar poți să vorbești frumos, mă, nu știu, mai stai, cât mai stai, cât nu mai stai. Că așa se bat doi oameni acolo pe cameră, e același timp, doar că sunt mai multe licori pierdute. Sau lințire, cazul ăsta. Pe Metin, problema e că jocul, în loc să devină ceva distractiv, a devenit, nu știu, o aroganță. Lumea, dacă te prinde și te omoară, te face praf. De parcă e vina ta că ei au început cu 3 săptămâni înainte să te apuci tu. Am întâlnit chiar azi... Aul. Chiar azi stăteam și eu pe acolo pe prima punu. Vine unul, începe să mă bată, îmi dă necunoștință că n-am imun. Mă rog, mă bate. Începe să dea mine, că de bătut nu m-a bătut, era prea slăbuț. Și... Începe să dea mine și repede vine cu gura. A, ce praf ești. Nici nu mă omorâse, dar tot eu eram praful, știți? Îi dau o ambuscadă, i-am dat 6K. Păi care-i praful acum? Mă rog, nu înseamnă că ești praf, dar când comentezi așa... De fapt o să mut buff-ul în camera aia la altă. Se mișcă și asta. Gata. Că asta e mai micuță și dacă vrea cineva o cameră să o ia eu mai mare. Da, eu dacă vine cineva și îmi cere frumos o cameră, zic, hai, ia-o pe aia, nu mă supăr, că... Omul a cerut frumos. Nu m-a înjurat, nu s-a băgat peste mine. Ai, sper că nu o să se bage peste mine ăsta, da, bă. Și aici eu nu cred că am vreo șansă. Hai, da. E destul de plinuț. E bine.
pare rău, prietenaș, dar... Băi! Da. Hai să vedem ce vrea, cum vrea. Ah, credeam că a murit, că venise înaintea lui ăsta, mă rog, înaintea suraului ăla, un or care era atât de bun, la 72 a murit aici. A luat tot. Ah, cred că îl las acolo. Da, îl las acolo. Măcar să împărțim camerele, că... E adevărat, nu pot să... A, uite și pe numul. Partea cealaltă, a lăsat camera asta. Dar înainte să deschid filmarea, l-am amenințat că îl filmez și cum pe YouTube. Nu că ar păți ceva, doar că o să se facă de râs, că la 75 trebuie să se bate cu ăia de 50. O fi funcționat, cine știe. Problema e că n-am destul de bune itemele să mă pun cu lumea, de-aia vreau... Mai e aici? N-am destul de bune itemele să fac față la alții. De-aia trebuie un 65 acolo, că așa mai pun și un scut ceva ca lumea și are și imune și rezistență. Hai, las-i lui. Nu stau să mă bat acum. Plus că am deja una. Aoleu, s-au dus apele. Dar din păcate sunt peste tot astfel de player care te omoară, își bat joc de tine după aia. Tu, bineînțeles, nu le-ai făcut nimic. Da, îi fac așa, doar că crede că e distractiv. Da, e foarte distractiv să insulți un om pentru că n-a făcut nimic. Ultra distractiv. Nu cred că mai țin mult filmarea, că se lungește gameplay-ul și nu e bine. A, perfect. Mai furăm și noi de pe noi. Și el s-a băgat la camera asta. Nu mai țin mult, că devine prea lung și plictisit. Cred că o să mor... Nu. Ba nu. Mai normal că nu se pun pe engine ăștia, nu sunt la nivelul meu. Perfect. A apărut antivirus. A, uitați-l și pe prietenașul prost al prostului mai mare. Ce vreau asta să se bage peste mine? Da. Nu stau să mă bat cu el. Deși nu dă damage prea mare, nu merge. Mai este puțin ăla de 71 s-o fi dus să se bată cu suraul prost. Că în general, lumea când vine și-și crește un caracter în V2, mai are cât un prieten, câte ceva. Mai găsești și din așa, că tu nu te bate, nici nu știi de ce. Că ei fura camera. Nu doar 56 de cuferi. Apoi cred că fac 53. Închid filmarea că se lungește. Și... Da, și cred că o să-l las atâta. Mai vine cu level. Poate chiar cu P-ul la Nor, sper să iasă, deși am doar 30 de SS-uri, posibil să nu iasă. Mă așteptă un G9. Sau hai G10, dar P-ul nu cred. Deci cu iteme cu XP, cu, mă rog, iteme, ăsta e bun. Colierul a crescut chiar dacă n-are. Așa, abia am făcut level. Ba, o să revin totuși când pun 55. Ce vrea ăsta de la mine? Mă piși pe el. O
O să revin când fac 55, că... A. Hai că mi-a cerut frumos să-l las. Păi vă mulțumesc pentru vizionare, o să revin în curând cu level 55. După aceea probabil o să filmez geul. Și... Da. Stai, o să văd eu ce vreau. Revin. Ok, am revenit. Am făcut 60, nu 55, că m-am gândit să fac 61. Ca să putem pune scut de 61 să ne facem și oricum să profici de eventul cu XP. L-am lăsat și pe tipul ăla care venise, mi-a cerut să-l las 10 minute să-și termine inelul. L-am lăsat, m-a rugat. Adică să mă porc eu frumos și acum sper că până fac 61 să-mi dea și mie o cască ceva de 41 de ninja, că prea am o porcărie pe mine. Opa. Asta nu-i de bine. Așa. A rezistat ceva. De asemenea, adun și toate itemele de la level 40 în sus, că e nevoie de ele să fac fragmente de energie. Apoi mă duc în map 1 și bag în nor. Poate iese un G9 din 30 de SS-uri. Sper că un G10, dacă nu cumva chiar pe, să am puțin noroc. A, gata, aproape. Asta e ultima lură. De fapt, nu ultima, o să mai fac câteva să am XP pentru cărți. Să-mi pun și la cal skill-uri. Gata. Level 61. Bun, o să fie nevoie de scuturi. Scutul leului deja e aici, dar mai important e vultul, că surele nu prea sunt bune. Momentan. Ah, bun, clopotele astea chiar sunt folositoare. Ce pot să intre pe dragon? Mai nimic. Pardon. Un ultim buff. Și ies de pe buffer. Tu unde s-a dus? Gata. Po, am uitat să mor pe calul. Să stau să chem calul. Nașpa. Bun, abia aștept să fac geu. Sper să nu mai stric și cărțile astea, că după aia... Da. Nu e de bine. De fapt, hai că termin mantiile, mai am 7. Acum 6. Bun. Păi... Let's play se cam apropie de final. Mantii mai am 4, asta înseamnă încă 2 lure. Eu de obicei fac 2 mantii pe lură să vină toți mobii, să nu stau să mai trag de ei. Îmi pare rău de grad, va trebui să-l stric. Nu că ar fi cine știe ce, da? Da, acum n-am unde să bag mantii. Așa de bun sunt. De fapt, ia hai că le bag așa, una aici. Mi se duce și buff-ul până apar. Nu rulantul la pe? Oh, bun, am mai făcut o bine. Se tură.
și mai am două manti, dacă ar mai apărea niște mori ceva, ar fi perfect. Ia. Da. Nu știu de ce de la unii nu merge. Am văzut mai devreme... Pardon, nu asta. A, nu mai sunt. Unul a intrat în medie 54 pe FMS, altul ia medie 50 pe clopot orhidee. Gata, mantiile. Asta a fost, dacă mor, asta e. Important e că am făcut level 61. Într-o oră jumate, cred că mi-a luat nu știu cât. A. Ultimul păianjen și asta a fost. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Sper că în următorul videoclip să fie și Victor, că e plictisitor să fii singur. Și până pe data viitoare, salut!